orașului. Mi-a șoptit că în curând vor ajunge la start. Iată că trupadorii moșului au ajuns deja înaintea lor. Și îi așteptăm. Așadar, pe cei care participați la târgul de Crăciun și, bineînțeles, cei care îi susțineți pe moșii care aleargă în această cursă a moșilor, care se află la prima ediție și se numește Marea Moș Mondială, am să vă rog să eliberați traseul. Traseul este delimitat de niște triunghiuri reflectorizante și de acolo vor trece moșii. Așadar, am marea rugăminte să ne eliberați. Că nu este o cursă cronometrată. Toți cei care aleargă sunt campioni și cei mai mari campioni sunt beneficiarii acestui proiect atât de frumos, inițiat de Clubul Comunitar Sportiv Sibiu, Asociația Diaconii Verzi Internațional și Târgul de Crăciun Sibiu prin Asociația Evans for Tourism. De asemenea, aș vrea să aduc mulțumiri și Duralex pentru imprimarea cu discount a numerelor pentru concurs, Carrefour pentru discountul oferit la costumele de Moș Crăciun, Infinity Trofeu pentru frumusețea medalilor și pentru timpul foarte scurt de producție al acestora, dar bineînțeles și Primăriei Sibiu și Poliția Locală Sibiu, care ne vor asista pe întreaga durata evenimentului. Vin primii moși, așadar haideți să-i primim cu multe, multe, multe aplauze, pentru că ei au alergat în această seară pentru o cauză nobilă și merită toată susținerea și aplauzele noastre. Thank you.
pentru că mai bine încă 90 mai trebuie să ajungă, tu a ajuns doar la linia de final. Bravo, 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 felicitări! Iată că această cursă se încheie, bineînțeles, cu ieșirea la linia de finish a voluntarilor acestui eveniment. Studenții Academiei Sporturilor de Răstre, Victoria Măciocii din Sibiu, care le mulțumim foarte, foarte mult pentru sprijinul. Mulțumim foarte mult trupadurilor noștri Crăciun pentru frumoasele acorduri cu care ne-ați încântat în această seară și bineînțeles ați încântat participanții la această cursă a moșului. Vă mulțumim! Și noi, și noi, și noi. Să...